Bună dragilor, bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal pentru astăzi avem unboxing look fantastic pentru luna iulie este ultima cutiuță care a mai ajuns la mine am zis că nu va mai exista pentru că nu ajunsese în timp util adică a ajuns astăzi și astăzi suntem în 1 august deci îmi luasem gândul de la ea dar cumva totuși a venit dar este ultima, am scos și card de pe cardul de la debite și toate cele, deci nu va mai veni această cutiuță cel puțin o perioadă, dar dacă tot mi-a venit am zis să vă o arăt, o voi lua în calcul în luna august, pentru că în iulie nu am luat-o, că nu am știut că va mai ajunge la mine. Așa că m-am gândit totuși să vă arăt, pentru că vi le-am arătat de fiecare dată până acum, chiar dacă au fost mai devreme sau mai târziu. Așa că haideți să vedem ce conține. Înainte de toate vreau să vă spun că sunt bucuroasă totuși că a ajuns, pentru că îmi doream să încerc un produs care se află în această cutie. Dar să nu mai lungeți vorba, haideți să vedem ce conține și am să vă spun la momentul oportun care este produsul. Cutiuța este foarte frumoasă, este galbenă, chiar îmi place foarte mult culoarea, deși galbenul nu este culoarea mea preferată. A venit și revista, care uneori venea, uneori nu. Iar sneak peek pentru luna august ar fi acest serum de la Medic 8. Eu am mai încercat un produs de la ei care a fost ok. Nu știu cum e acesta și nici nu voi avea ocazia să-l încerc, după cum bine știți. Și haideți să vedem produsele care de această dată sunt 7 la număr. Sau nu, 6, pardon, mă scuzați. Primul produs este acest săpun solid de la Foami, Foami sau ceva așa, vine cu această ață pe care o puteți lega și să-l atârnați sau să o țineți uh, ok în mână, iar să punul arată așa, foarte interesant, arată, îmi place maxim, miroase a papaya, așa că abia aștept să îl folosesc, sper că și băiețelul meu îi va plăcea pentru că el este fan săpunuri solide, mai ales dacă au și o formă interesantă. Ei zic că este natural, așa că abia aștept să-l încerc. În următorul produs este de la Minetan Body, nu știu ce, este un gel after sun, sincer eu nu prea am avut experiențe bune decât cu un singur gel pe care l-am încercat până acum, dar sunt curioasă și acesta cum se prezintă, așa că am să-l încerc și am să vin la voi cu impresii. Cum am spus, foarte curioasă sunt. De la Mio, un body butter, eu am mai încercat de la ei un gel de duș și mi-a plăcut maxim, așa că sper că și acest un de corp îmi va plăcea, are 30 de ml și sper să miroase la fel de bine ca acel gel de duș. În ceea ce privește hidratarea nu mă îndoiesc pentru că totuși este un unt, dar la fel am să-l încerc și revin cu păreri. Uh, produsul de care eram cel mai curioasă și pentru care mă bucur că mi-a venit această cutie este vorba de această pudră translucentă de la uh, Baiteri. Am auzit multe păreri bune despre ea, așa că îmi doresc să încerc și eu să văd dacă e așa cum o laudă toată lumea sau nu. Un scrub pentru scalp pe care n am să-l folosesc eu, vă spun de pe acum, îl va folosi soțul meu, eu nu agrez produsele care se dau jos greu din păr și sunt sigură că acesta se dă greu jos din păr, așa că îl dau direct lui și așa el are nevoie de un scrub pentru, cal, pentru, păr, așa că dacă va fi bun am să mai încerc și altele, o să mai încerce și altele. Și nu mai zic nimica despre acest produs, că nu prea am ce să vă zic, nu prea știu așa prea multe despre asta. El promite că te ajută cu descoamarea și chestii de genul. Și ultimul produs este această mască de față de la Beauty Pro, este Pink Clay Sheet Mask. Eu am mai încercat măști de la ei, unele au fost ok, unele nu prea, dar na, e o mască de față care promite hidratare și cam atât. Bun, și cam astea sunt uh, toate produsele, 6 uh, la număr, toate mi se par interesante, pe toate abia aștept să le încerc și noi ne revedem data viitoare cu orice alt videoclip, pentru că din acesta nu va mai fi.